Salutare, prieteni! Astăzi plantăm și noi trei tipuri de liliac de vară. Pe roz, pe albastru, dar s-au trecut florile. Muf, ce naiba e asta? Și pe alb. O să le punem pe toate trei la un loc. De fapt, toate astea trei vor fi patru, pentru că o să aduc și un mov închis. Sau nu știu dacă e mov, e oricum ceva foarte frumos, nu albastru ăsta. Un mov frumos. Și nici așa zis un roz. Ceva foarte, foarte frumos, pe lângă astea trei, deci de fapt vor fi patru care vor pleca toate din aceeași tufă. Și vor fi intercalate, o să fie o frumuseți. Bine, frumuseți, eu am peste tot prin curte, dar unele au fost pentru dumneavoastră, altele încă mai sunt. Și de la anul vor fi multe. Bun. Am scos o floare, un fel de topinambur sălbatic. Și vom lăsa topinamburul clasic, ăla consumabil. Așa. Deci topinamburul pentru consum, nu sălbatic, cel comestibil. Iar în locul lui aici vom pune acești trei lilieși de vară, care de fapt sunt patru, v-am zis, o să mai aduc unul, dar nu l-am acum aici să vi-l prezint. Sunt niște lilieci tare parfumați. Bine, un miros specific, dar ideea e că sunt parfumați. Și va fi o splendoare aici, 3-4 culori din aceeași tufă, cu înflorire toată vara. Posibil să am și pentru dumneavoastră dacă mă enervez un pic. Dar momentan să zicem că pun doar eu, încă n-am scos nimic la vânzare sau...